In our presentation yesterday,, In presentarea noastră ieri, I responded to some questions that um, some members had asked me. And I got some feedback um, from that presentation. Am primit. Niște feedback la acea and I'm hoping that those who didn't respond um, found the answers useful. <coughs> and I'm hoping that those who didn't respond um, found the answers useful. The that the i did on, i think it's the 31st of December i year, i În ultima <coughs> prezentare pe care am ținut-o, în 31 decembrie, ultima zi din anul care a trecut, I made a number of comments that I just want to give some clarification about. Am făcut o serie de comentarii legate de care vreau să fac niște clarificări. I think it was either at that camp meeting or a previous one that I'd made a comment about What happens to Levites when they join this movement? i I've responded to that query on the media broadcast um, some time ago now. Și am răspuns legat de asta pe media broadcast cu ceva timp în urmă. But I'm not going to address it now, but I wanted to just put it into the public domain that it's that I've responded to that query already. Another question that has surfaced related to the issue. Și între timp a mai ieșit la suprafață o altă întrebare care are legătură Related cu acest to the subiect. Issue of the relationship between Levites and priests. Uh, legată de legătura dintre levi și preoți. Argument about netonyms. Sau am, și am putea face aduce aceleași argumente in și In connection despre with nethanim. both Matthew 13 and Daniel 2. În conexiune cu Matei 13 și Daniel and 2. We have an experience which has developed into a habit. Noi avem o experiență care s-a transformat. To take multiple într obicei, lines of history and lay them one on top of the other. Acela de a lua mai multe linii ale istoriei și de a le Suprapunem. So we could take the history of ancient Israel at the beginning. Putem lua istoria Israelului antic, începutul Israelului we antic. We tend to call the alpha history, pe care o numim de istoria alpha. And then we might lay that over the top of the beginning of modern Israel, which would also be the alpha history. And then we might lay that the top of the Israel, istoria de început a Israelului modern, care este tot o istorie alfa. And we can do the same with the Omega history of ancient Israel, the history of Christ, and the Omega history that we're currently living in now. Și putem face același lucru cu istoria Omega a Israelului antic, ca să-l suprapunem cu istoria Omega a Israelului modern, istorie pe care o trăim acum. So the comment that I want to make is the following. Iar comentariul pe care vreau să-l fac e următorul. Pentru că suntem atât de familiarizați cu această linie peste linie, suprapunerea istoriilor. What we can get into the habit of doing is the following. Putem ajunge să ne facem următorul obicei. one story, one prophecy, one parable, story, prophecy, parable. Uh, putem sa luam o istorie, o profetie sau it's o parabola. sa And say that these two stories both point to the end of the world and therefore we can overlay them. Si sa spunem ca ambele istorii arata... vorbesc despre sfârșitul lumii sau arată spre sfârșitul lumii, deci le putem I'm putem suprapune. It's wrong to do that. Nu spun că e greșit să facem lucrul acesta. But why what, I, what I am suggesting is sometimes the way it's done can get you into trouble, can lead to problems. Însă, uneori, modul în care este făcut lucrul acesta poate să ne ducă la probleme, poate să ne, da, să cauzeze probleme. You can end up making mistakes. Putem ajunge să facem greșeli. And part of the reason that these mistakes can occur și o parte din motivele pentru care pot să aibă loc aceste greșeli is part of what I've been discussing since last September. Uh, e parte De face cu ce am discutat din it's the relationship, am or or we might say the tension, uh, este relația, sau am putea spune between the individual and the corporate. Dintre individ și so, ea, individual organizație, instituție. and corporate Levites, or individual Levites, and corporate priests. Uh, Deci, preoții ca grup și leviții ca indivizi sau leviții ca grup și preoții ca indivizi. And the word corporate means a group. Da, grup sau instituție, da. Dice deci că instituția se referă la un grup. I want to be careful how we use the word institution. Uh, vreau să avem grijă cum folosim cuvântul instituție. Which we may discuss At a future time. Care putea să în viitor, la so, because I have done this numerous times. Că eu am făcut de ori, spoken about Daniel 2 and Matthew 13. Am Daniel 2 și Matei 13. Both definitely speaking about the end of the world. Ambele pasaje cu siguranță vorbesc despre Both a similar storyline. Ambele având o linie those istorică us similară. Use parabolic methodology. Cheachia dintre noi care folosește metodologia parabolelor can be lulled into a sense of false security.

Dar știm cu toții că există diferențe subtile între cele două istorie. And I don't want to suggest it's as simple as the following. Și nu aș vrea să sugerez că lucrurile sunt atât de simple. Because people think that Daniel 2 is a broad sweeping overview. Pentru că oamenii cred că Daniel 2 este doar o imagine de ansamblu largă, așa pe larg. But Asupra Matthew 13 lor, would be a detailed version of the same story. Asa Matei 13 ar fi o versiune mai detaliată a aceleași istorie. Without saying it too strongly, I'm going to so don't hold it against me. I'm going to say that that is not correct. Uh, fără accentua foarte mult, nu să nu vă supărați pe mine. Aș zice că asta nu e corect. What I would rather suggest is the following. Ce aș sugera este următorul. Ce aș sugera I este următorul it lucru. I won't on the board because I think you will remember. Nu voi schița pe tablă pentru că cred că vă amintiți cu toții. In previous presentations, I've taken an object. În prezentări anterioare am luat un obiect. And it often was a cylinder like this. This is a pen cap. Da, era un cu acesta. Este capacul unui marker. And it's the same object, but if you look at it from different perspectives, it looks different. If you go from three dimensions to two dimensions, dacă merge de exemplu de la 3 dimensional la bidimensional, you get completely different answers primi complet one answer is a rectangle unul din răspunsuri poate fi e un dreptunghi and one is a circle iar alt poate fi, e un cerc. in the same way these stories even though they're the same story are teaching different things. In, mod, istorii, deși sunt, rămân istorii, ele ne in Matthew 13, in Matei 13, when it speaks about the field, it says that there in that field. It says that there are two groups in that field. So what you have to determine, and which I'm not I'm not presenting a study on this now, but I'm making an observation. Care trebuie să you have to decide what is what in each of those stories, what symbol is is equivalent in each of those stories. trebuie să decideți ce anume este ce ce sim cum aplicați acele simboluri. Is the stone the field? Este piatra uh, asociată And cu căsucul. If some of the stone contain many stones. Pentru că dacă este așa atunci acea piatră conține multe alte pietre. I would suggest that dangerous methodology to go down ar sugera că aceasta este o metodologie periculoasă să faci astfel de analogii. problems Dacă începem să adăugăm informații într-o parabolă, dacă nu o facem într-un mod corect, putem să dăm de mari probleme foarte repede. And if the two groups are the mountain and the stone, dacă cele două grupuri sunt muntele și piatra. Then what is the field in Daniel 2? Atunci, ce este câmpul în Daniel 2? So what happens is 2. if you try to force fit these two stories together, ce se întâmplă dacă încercăm să le forțăm să se potrivească perfect aceste două istorii? If you're observant, you get into problems. Dacă observați lucrul acesta, dai de probleme. If you're not observant, you end up making mistakes. Uh, iar dacă nu ești atent și As nu I say, this is not a study avrei. on those two Face prophecies, those two stories, but it's an observation. Acesta nu este un despre acele două historii, ci este doar o de ele. In Daniel two. Daniel 2, If the stone. Is a representation of the final work of God's church. Dacă este o a lucrării finale and it because the stone turns into a mountain, pentru că se transformă într -un munte, replacing the original mountain. înlocuind apoi muntele original. Then in Daniel 2, it doesn't indicate that there are two stones, two groups of stones, two types of stones, just one. În Daniel 2 nu ni se spune că ar fi două grupuri de pietre, că două tipuri de pietre. E doar una singură. Is no bad stone anywhere. Nu este niciun de o piatră rea. But if you go into Matthew 13 it's a different story. Însă dacă mergem la Matei 13, vedem o istorie un pic diferită. The parable teaches that the plants are us, are human. Parabola ne învață că plantele suntem noi, Two types of humans. Și faptul că există două one the tipuri children de oameni. of God and one the children of Satan. categorie care sunt copiii lui Dumnezeu și una care sunt copiii lui Satana. So, what we need to be careful is when we approach these stories. Trebuie să fim atenți atunci când abordăm aceste istorii. When you do line upon line, which you're supposed to do. Și când facem linie peste linie, ceea ce ar trebui să facem. That it must be done carefully trebuie să facem lucrul acesta cu mare grijă. Because it's all too easy to assume something and then make a mistake without realizing it. Pentru că este mult prea ușor să avem niște idei preconcepute și apoi să facem greșeli fără ca măcar să ne dăm seama. And this is one of the reasons why I've been laboring the point for several months now acesta este unul din motivele pentru care am insistat asupra unui anumit punct deja de câteva luni. Regarding the subject of who and what Levites are. Am intrat în subiectul cine și ce sunt Leviti. And whether we should be considering Levites as individual people or Levites as a group. Fie că vorbim de leviți ca și indivizi Uh, sau vorbim de Leviți ca și grup. And when we do that, how do we dovetail or fit that model into these prophetic stories? Iar când facem lucru acesta, cum uh, cum we se potrivește acel model în istoria profetică? Noi ar trebui să ne folosim energia pentru a It's face această lucrare. Este treaba noastră so să I'm încercăm să facem asta. Și nu încerc să vă descurajez prin a spune următorul lucru. It's a lot harder than you think to do that. Este mult mai greu decât ați crede să faci lucrul acesta. And you need to be really careful how you approach

Și spun asta având o doză de umilință, pentru că nu spun că eu am toate răspunsurile. So, another point that I want to clarify. Un alt aspect pe care vreau să-l clarific. Was about how we teach. A fost legat de modul în care învățăm And pe alții. I think many people have misunderstood the point that I was making In the mulți, December 31st study that I did. I've tried to study with individual members, with teachers, to try to expand and to give more context and detail of what I was trying to say. încerca încercat să studiez, să discut cu membrii individuale ai mișcării, cu persoane care sunt învățători pentru a încerca să le explic înțelege ce am vrut să and zic, să le extind înțelegerea. me and clarify the point that I want to bring across to you. Și acele discuții pe care le-am avut cu ei m-au făcut să-mi dau seama cum aș putea să reformulez, so, să simplific ce am vrut să zic atunci. A of that I said the Un număr semnificativ de oameni au crezut că eu am spus următorul lucru. It's fine to expand upon or add to the midnight crime message. Este în regulă să extindem și să adăugăm la mesajul strigătului de la new meu. Că eu cumva dădeam uh, sfaturi noi And sau whatever directive you may have noi. Heard me say or thought I said. Indiferent de ce ați auzit că am spus sau credeți că am spus. Or thought that I meant. Sau credeți că am vrut să zic? What I want to say is that is wrong. Ce vreau să spun este că uh, a crede asta e I greșit. I never gave teachers in this movement the license to go ahead and teach their own material. Niciodată nu am uh, dat această permisiune învățătorilor din mișcare să, con da I să merg înainte believed, și să predice propriul lor that that is material. What teachers in this movement should be doing. Nu am crezut niciodată și nu cred că asta ar trebui să facă învățătorii din mișcare. If you go back to the omega of ancient Israel to the alpha of modern Israel both of those histories show us clearly that people weren't teaching their own material. Dacă mergem la o, istoria Omega a Israelului antic și istoria Alfa a Israelului modern, vedem de fiecare dată că învățătorii nu învățau propriul lor material. They were copying and replicating the message of the angel, of the messenger, whoever that was. Și de fiecare dată copiau, replicau mesajul Îngerului, indiferent cine era acel mesajul acel lunger and this should not be new to us we should all know that și asta nu ar trebui să fie ceva nou ar trebui să știm cu toții lucru acesta there were 31843 charts 31850 charts uh, au fost 300 de hertz ha uh, după harta there was a din mers 43 an unspoken one that said everybody teaches the same material și a fost o poruncă clară atunci că toată lumea să predice același material și harfa din 1850 au fost mai multe exemplare so what i want us to remember is a short phrase ceea ce vreau să ne amintim este o this is what i scurtă. meant Asta vroiam, de fapt, să zic. It's about quality, not content. E vorba de calitate, nu de conținut. And many people have taken away from that statement that I made that I was referring to content, whereas what I was referring to was quality. Mulți au interpretat ceea ce am spus, că referindu-se la conținut, în schimb eu mă and quality doesn't just mean good or bad in that sense. Și calitatea nu se referă ca fiind bună sau rea, nu în sensul acesta. So we should be doing the quality work within our sphere of capacity. Înțeleg că toți ar trebui să facem o lucrare de calitate în sfera noastră de abilități. We all have different talents. cu toți avem talente diferite

Și dacă vă gândiți la următoarea idee, ar de a face cu motivul, scopul pentru care tu înveți pe alții. Because if you're teaching in the same identical style as I will now call, refer to the person as the messenger, whoever that is. Pentru că dacă tu folosești același stil de a învăța pe alții, pe care l-a folosit mesagerul, îngerul, indiferent cine ar fi acel mesager, What I'm saying is you're doing something wrong. Ce spun este că faci ceva because grisit. if you're going to copy them and be identical to them, you don't need to be there. You can just hand over that material to your audience. Pentru că dacă Poți să dai direct so if you a Copy them, I, and you do it in an identical fashion. Dacă tu copiezi ce fac ei, ce a făcut acea persoană Then all you need to do is identic, just send them the video or photocopy the material and just pass it on. You don't need to do anything. Atunci tot ce trebuie să faci este să să-i dai link-ul de la materialul video sau să-i dai cuvintele prezentării, nu mai trebuie să faci tu nimic. Is that in this movement don't seem to understand their job. Și vroiam să sublinez că învățătorii din această mișcare par să nu-și înțeleagă datoria. They know they're supposed to teach, but they don't know how to teach. Ei știu că ar trebui să învețe pe alții, dar nu știu cum să o facă. Once again, this is not a new concept. Și din nou, acesta nu este un concept. I spoke nou. yesterday about not training, but discipling. Am vorbit ieri despre conduce prin exemplu. Discipling is not disciplining. I don't know how it translates in different languages, but they're not the same thing. I want to really clarify ah. that. Da. Cuvântul folosit, a disciple is nu a person. Discipling disciplina. is what you do to that person. Disciple, deci este, înseamnă ucenic, deci e ucenicie, s-ar putea traduce, poate. It's difference between, când faci pe cineva ucenic. The noun and the verb. Da, este o diferență între ucenic ca și substantiv I'm hoping și all the translators ca și verb. In their own language, understand that concept. Sper că, da, toți traducătorii pot să înțeleagă conceptul. Să correct. So, I don't want to spend too much time with this issue. Nu vreau să mult timp cu so, I've made it clear that the point I wanted to make was not dealing with content, it was dealing with quality or what I've referred to as style. Uh... ceea ce am vrut să clarific, că ceea ce vroiam eu să spun avea de-a face nu cu conținutul, ci cu calitatea, adică cu there stilul. Is a need to expand or to define things in a better way than the messenger has done, or in a different way that makes sense to the teacher. Și când vine vorba de conținut, uneori este nevoie ca să definești anumite concepte pe care le-a amintit mesagerul într-un mod diferit, poate, sau să explici mai bine, în funcție de cum înțelege cel care învață. Și uneori se poate ca chiar și mesagerul să facă o greșeală, iar dacă este observată, acea greșeală ar trebui corectată. If you corectată. don't like mistakes and correction, then at least qualified. Dacă nu vă place să folosesc termenul de greșeală și corectare, atunci uh, să calificăm... But when I talk about style, are cuvântul. one of the things yeah, I've, I've mentioned is the difference between linear teaching and spiral teaching. When you talk about styles to teach others, is there this linear method or in a spiral? There's a definite technique a to educating people that most of us who are teachers are not doing well. It's a technique that... Care... Putem să o folosim în a învăța pe alții, dar mulți dintre noi nu so to facem to style, prea bine. Not content, Când vine vorba de stilul folosit pentru a învăța pe alții, you need to choose your mentor carefully. trebuie să vă alegeți mentorul foarte atent, cu grijă. And I'm suggesting that often what we tend to do is gravitate to the messenger, the angel, Cred că adesea ceea ce tindem să facem este să gravităm înspre Because mesager, to copy înspre înger. We assume we should copy their style. Și pentru că trebuie să copiem conținutul, noi credem că trebuie să copiem și stilul persoanei. Stilul de a predica The point de a I was making in that presentation was I don't think that's a good way to approach your craft, your job. Și asta vroiam să subliniez în acea prezentare atunci, că nu cred că e o idee bună să abordezi datoria pe care o ai în felul acesta. An Pentru că funcția ta sau în îndatorirea ta este diferită the de cea a unui different. înger. Și scopul final este unul We diferit. Have made strenuous efforts to stop group baptismal classes. Am făcut eforturi mari pentru a înceta uh, botezurile cu no clasele de botez we have de insisted grup. insisted that they go from group studies to individual one-on-one -on -one studies. Am insistat să nu se mai facă uh, clasele de botez cu un grup, ci să se facă cu un individ. People think the reason for that is because individuals don't get sufficient time. Iar motivul este că dacă e un grup, atunci persoana, individul, nu va avea suficient They timp. Don't get sufficient attention. Nu primește suficientă atenție. That's true, but it goes much deeper. Lucrul acesta este adevărat, însă What este ends up mai profund de atât. When you do group sessions, group teaching, ce se întâmplă în cele din urmă când faci sesiuni de grup, de studiu, If you end up copying the style that the messenger uses to do their group studies. Ușești prin a folosi acel stil, acea metodă pe care o folosește mesagerul atunci când face studiile de grup. I'm suggesting that's not the most effective way to educate people. Și sunt de părere că nu e cel mai eficient mod de a învăța pe alții, de educa pe alții. So this is not a training session. asta nu este o, o sesiune it's de a instruire. Clarification of what I was referring to. Și vreau doar să clarific la ce anume mă refeream. And in your teaching pools, um, you should know other teachers. You should be coming together and working out how to teach more effectively și atunci când vă gândiți să învățați pe alții ar trebui să discutați și cu alți învățători și să vă gândiți cum ați putea învăța mai eficient pe alți lucrurile attempting to be rude you need to stop making your presentations boring și fără a fi nepoliticos, aș vrea să zic că ar trebui să nu mai fie atât de plictisitoare prezentările the the messenger. Și devin plictisitoare când pur și simplu uh, prezentările sunt o replică It a stilului taken as a mesagerului. Of their teaching style. Și asta nu ar trebui să fie o critică a stilului lor de a preda, Because de a învăța. the person that I'm critiquing is the teachers in the movement, not the messengers, not the first Pentru or the third angel. Pentru că eu critic învățătorii din această mișcare și nu mesageri, fiecare e primul, al doilea, al treilea înger. They have done their work well Ei și -au făcut lucrarea bine. It's the rest of us that have not and are not doing our job well. Iar restul noi nu ne facem treaba bine. So it's not content; it's quality. Deci nu e vorba de conținut, ci de calitate. And when we talk about quality, we're talking about the style of teaching that we should not replicate. The first and third angel. și când vorbim de calitate vorbim de stilul de a învăța pe alții și nu ar trebui să copiem să replicăm pur și simplu stilul We primului sau celui de al treilea mesager our job is ar trebui să folosim un alt stil Sorry. pentru că în îndatorirea noastră treaba noastră este una diferită so, as always happens in my attempt to clarify I normally make things more confusing or more complicated. Da, și că se întâmplă în modul normal, când încerc să clarific ceva, voi face lucrurile și mai confuze și mai complicate. But I'm sure that with discussion between yourselves, you'll be able to understand more clearly what I'm referring to. Dar sunt convins că atunci când vom discu veți discuta între voi, veți putea înțelege foarte clar ce vreau să zic de fapt. Over the last few months, uh, in ultimele, we have skirted around the subject of Acts 27. Uh, and fapte even 20 though I've referred 7, to it several times, we haven't really discussed any aspects of that study. Și deși am amintit, am, am făcut referire la acel studiu, nu am discutat mai în detaliu aspecte. So, it's not my purpose, it's not my work to reinvent that study. In English we say reinvent the wheel. Nu este scopul meu ca să reinventez acel studiu, da, cum zicem în engleză, să reinventez roata. But I wanted to make some observations dar am vrut să fac câteva observații I wanted to give some thoughts that I have about that subject Am vrut doar să vă spun câteva gânduri pe care le-am avut legat de acel subiect so in our study yesterday în studiul nostru de ieri a question was asked about meditation And yoga. and yoga. And I made the comment. Iar eu am, uh, făcut un comentariu. that there are people who would worship a tree stump or a rock a că sunt persoane care s-ar putea să se închine la un trunchi de copac sau la o piatră. And there were others that would worship or pray to the true God. Iar alții care se închină sau se roagă la Dumnezeul adevărat. So, they're completely different gods. Da, sunt Dumnezei complet, complet diferiți. But the purpose of their prayer, their adoration, is the same. Dar scopul acelei rugăciuni, acelei închinări, adorări, the este point același. I was making yesterday was a different point to the one I'm making now. Iar ideea pe care am subliniat-o ieri e una diferită de cea pe care vreau să o fac acum. But yesterday's question and my answer serves as a good introduction to this thought. Însă, Întrebarea de ieri și răspunsul meu sunt o bună introducere pentru gândul pe care vreau să vi-l spun acum. So yesterday it was about the benefit that those two individuals receive. Ieri a fost vorba de beneficiul pe care îl primesc ambi indivizi. And I argued the point that the person who worships the tree stump receives more benefit than the person who prays

Uh, am pus problema în felul acesta. So, in Acts 27, în fapte 27, I put it this way in a very simplistic fashion. Uh, voi spun într-un mod foarte simplist. You will get two people. Vom vedea doi oameni. They're two groups. Două grupuri. And they are both Praying to the same God. Și ambele se roagă la celălalt Dumnezeu. Just like in the example yesterday. La fel ca în exemplul de ieri. to the tree or to the rock. În care am spus că se roagă la piatră sau la copac. And let's be intelligent. Haideți să fim inteligenti. Not foolish. Să nu fim uh... Each of us know that proste. these people are not really praying to rocks or trees. they are not that immature, they are not that foolish. They are not down praying to a rock, de. they may bade, uh, bow down to a rock. but they are not praying to a rock. Poate ei se închină lângă o piatră, dar ei nu se roagă They're de not fapt la acea piatră. Nu se roagă la un copac crezând că acea bucată de lemn poate face ceva pentru ei. And if you think that there is something strange about them, și dacă credeți că este ceva ciudat legat de ei, bowing down in front of some wood, pentru că se pleacă în fața unui copac. Then ask yourself the question, what were ancient Israel instructed to do? Atunci puneți-vă întrebarea ce instrucțiuni avea Israelul antic. They too were asked, commanded if you like, to bow down in front of a piece of wood. Și lor li s-a cerut să se aplece, să se închine în fața unei bucăți de lemn. With some metal inside it. Are avea ceva metal în interior. You can quickly see that there aren't very many differences between those two systems of worship. So, when that person is worshipping or bowing down to a rock, to a tree, Și atunci când acea persoană se închină sau se apleacă în fața unei pietre you know sau unei copac, really doing? știți ce fac în realitate de worshiping or praying to the god who is represented by those items those things ei se roagă la Dumnezeul care este reprezentat They're prin acele lucruri. Da, se închină sau se roagă la Dumnezeul naturii. And we all know that nature is one of the lesson books of God. The true God. Și noi cu toții știm că natura este una dintre cărțile de studiu legate de Dumnezeu, legate de Dumnezeul adevărat. And one of the arguments that God makes against Job și unul din argumentele pe care le aduce Dumnezeu 144, 000, împotriva lui Iov, care îi reprezintă pe cei 144.000 is where were you where was job when god created nature this planet îl întreabă pe Iov unde erai tu când eu am creat această planetă It's not the purpose of that argument that God makes, but God identifies itself, themselves, as the God of nature. Dumnezeu acolo vrea de fapt, să se identifice pe sine sau pe ei ca Dumnezeu al naturii. When we speak about the Creator God, the creation Nevo is nature. Dacă vorbim despre Dumnezeul Creator, creația sa este natura. So, the point I'm making is that both groups, those who pray to a tree stump and those who pray to the living God, are both praying to the same God, the God of nature. Uh, și vreau să arăt că acela care se roagă la copac sau acela care se roagă la Dumnezeu cel viu, amândoi se roagă la Dumnezeul naturii. I'm not trying to say that they are literally the same God. I'm saying that they're the same God in the sense that they have rulership over the same thing. Nu vreau să spun că e același Dumnezeu, ci vreau să spun că este același în sensul că este, sunt stăpâni pe aceeași pe natură pe același lucru În mind mintea acelui individ este so in așa. Acts 27, Iar în fapte 27 you get two of people, avem două categorii de oameni. That are both praying to the same god care ambele se roagă la același Dumnezeu And what I mean by the same God, the God that has the same title. Și când același Dumnezeu mă refer la Dumnezeul care are același He rules over the nume. same kingdom. Care stăpânește peste aceeași împărăție. And what is the kingdom that that God has rulership over in that story? Și care este împărăția despre care vorbim, că este condusă sau asupra căruia are so all stăpânire all în acea istorie? Știm cu toții răspunsul. The kingdom is the sea. Uh, împărăția despre care vorba aici, They're sau zona de stăpânire, e mare. The se roagă la Dumnezeul care stăpânește peste mare, Dumnezeul mării. So in another story, in another setting, that would be Dagon. Dacă am fi într-o altă istorie, într-o altă scenă, acel Dumnezeu s-ar putea numi Dagon. with this story. Dar asta nu are nimic de a face cu istoria aceasta, din fapte. So, there are two gods. They are going to be worshipped, la care se va aduce but they are both ruling over the same territory in the dar, mind of the person who is worshipping them. În care li se închină, so we're familiar with the story that they. leave Caesarea. Suntem cu toții familiari cu acea istorie că ei pleacă din Cezarea. And they go through certain ports. Era apoi uh, rec prin mai multe they porturi. go to Sidon, Myra, Snidis. Uh, Sidon, Mira, Nidus, Nidus. So, those are the first three ports that they go through. Acestea sunt primele trei porturi care ei opresc. So, to summarize, there are two groups of people. They're both worshipping the God that rules the sea. Pentru a rezuma, sunt două grupuri de oameni ambii. Rugându-se la Dumnezeu care stăpânește peste mare și istoria a ship începe în Cezarea and they go first to Sidon, then to Myra, and they stop there și se urcă în Corabia, apoi merg la Sidon, după care la Mira și se opresc they swap acolo. Ships, Uh, apoi schimbă corăbile. Then they move on to Snyder's. Uh, și se duc mai departe la Midus. And if you're familiar Midus, with the story. Și dacă vă este familiară acea istorie. They get a problem with the weather. Uh, ajung să aibă o problemă It's cu not the vremea. right time for sailing. Nu e timpul potrivit pentru a porni la And drum, instead the take Pentru că trebuia vânturile de vest să-i ducă mai departe the în călătorie. And comes from the north, from the sea. Iar vântul se schimbă și în loc să vină dinspre vest, vine dinspre nord, dinspre Marea Egee. And that prevents them If you are familiar with the map of the Mediterranean, for going over the top of Crete. The the direct route is to go from Sniders over the top of Crete, and then go towards Italy. Întrucă corect era să mergi prin partea de sus a insulei Creta. Și de acolo să se îndrepte no spre Italia. Dar nu era niciun drum potrivit de navigare so, care, care să pe acolo. The story, they have to go underneath Crete, south of Crete. Așa că după cum ați citit în istorie, va trebui să meargă prin partea de sud And a insulei Creta. If you looked at the geography of Crete, și dacă ați merge, v-ați uita la There aren't Geografia, very good insulei, ports Creta. or harbors on the north side of Crete compared to the south. Uh, nu erau porturi prea bune acolo, în partea de nord, comparativ cu so, cea de on sud. On the very eastern tip, they cross the peninsula called Salone. Și chiar în partea de est au trecut pe lângă o peninsulă numită And they are a protective harbor or port, which we all know is called Fair Havens. The name tells you what it's there for. Și până la urmă ajung cu corabe pe marginea insulei la un loc numit Limanuri Bune. Și numele vă spune a, ce, a, ce reprezintă place where things begin to go wrong. Și din acel punct. Lucrurile încep să meargă într-o direcție greșită. You know that să they don't prost. want to stay there because it's not comfortable. Nu pentru că nu vor ei să rămână acolo, că nu ar fi confortabil. And then they get hit by that wind that is coming off the, the mountains of Crete. Dar ajung să fie lovit de vânturi There's care venea de pe munții crete. The and they get hit with Început, da, și apoi începe să sufle un alt vânt asupra insulei, unul furtunos numit Eura Chilon. So they make mistakes at many junctions of this story. Ei fac uh, greșeli în multe puncte de cotitură ale acestei istorii. When they change ships. Când at schimbă Myra corabile, corabile la mira, from the ship of Ad... to the ship of Alexandria. De la corabia Adramit la corabia Alexandria. And then the Alexandrian ship goes on to Snidus. They should have stopped there. Or they could have continued with the ship of Admirithium and have gone there, which is um, further north in the Aegean Sea. sau să continue cu corabia drămit și să meargă acolo, care însemna spre nord în Marea Ege. As winter was approaching, it was normal for people to go to Italy via the land route. Pentru că se apropia iarna, era normal pentru oameni să meargă înspre Italia pe Uh, up through Ephesus, up through Ephesus onto Philippi, pământ, and then on to, to Rome. Pe mare. De la Efes la am înțeles exact But ce zis, și apoi la Roma. That. So they remain on the boat. Dar ei nu vroiau să facă asta, să meargă uh, pe, pe pământ, și ci au vrut să mistake. meargă cu corabia și au făcut această greșeală. Because they're forced to go

They leave the eastern tip of Crete, um, which is Phoenix, which we would call today, and in the Bible it's called Phoenice. Uh, de pe, de, la vârf, vârful de but est a Crete. they get blown by this wind and their plan Fenicia, doesn't work. Dacă Nu decurg după plan, planul nu funcționează. To go south or under an island which is on the southwestern tip of Crete called Clauda. Și apoi sunt forțați să meargă spre sud, spre o insulă care se află în partea de sud, insulei Creta numită Nu mai mi-amintesc cum se traduce. The word, the name of the island is Clauda or Claudia. Numele insulei este Claudia sau Claudia, orie așa este. And then they're driven all the way to Malta, where the shipwreck occurs. Iar apoi de acolo sunt. Uh... conduși mai departe până la Malta, unde are loc um, that naufragiul. Și acolo are loc acea perioadă de 14 zile despre care se vorbește în fapte 27. So I just want to read a verse if I can find it. Vreau doar să citesc un verset, dacă reușesc să îl găsesc. Clauda era insula. Am și uitat de ea. So, suntem in Acts 27, verse 40. În fapte 27, versetul 40. And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea and loosed the rudder bands and hoisted up the mainsail to the wind and made toward the shore. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. And I the, in verse. Și vreau să sublinez o mică expresie din acel verset. It says they committed themselves unto the sea. Când spune că So I know au know in mal, no. no. just let the sea do whatever it was going to do. Da, uh, eu am din păcate traducerea Cornilescu care o traduce ce trebuie, zice că s-au lăsat în voia mării, asta zice. Cautăiat ancorele și s-au lăsat în voia mării. They had made their calculations of what was going to happen. Ei și au făcut niște calcule legate de ceea ce urma so să se întâmple. anchors at the back of the boat and now it's pointing towards the shore apus ancorele în parte de spate a corabiei și acum a îndreptat corabia înspre mare let go of the rudder which is the steering mechanism and let that let the sea do whatever it's going to do Au lăsat uh, cârma de parte și astfel vreau să lase marea să-i ducă cum o cum oricum i-ar fi dus and they put up the sail so the wind that is headed or pointing or blowing to the shore it's going to send them crashing into the coast uh și au ridicat acea velă în așa poziție încât vântul care sufla i-ar fi dus spre mal și urmau să i împingă direct verse 39 spre mal dar versetul says, dinainte versetul 39 to thrust in the ship, which means to crash it on the beach. So, verse 14, corabia de, they're going to take up the anchors, they're going to let go of the steering wheel, put up the sail that's three things the anchor, the steering wheel, and the sail and they're going to allow the sea to drive them and crash into the beach. Da, ei au ridicat ancorele, au lăsat cârma și au ridicat vela, lăsând astfel ca marea vântul care sufla dinspre mare spre țări să îi conducă și să efectiv să arunce Now, corabia înspre țări. Oriunde i-ar fi dus, după cum îi ducea marea, Da, am putea să argumentăm că este o tehnică pe care au folosit-o so și este. Right there, Însă ceea ce vreau să sugerez chiar acolo? That both groups are putting their faith, their lives, into the hands of their gods. Uh, situația este că ambele grupuri își pun viața practic în mâna Dumnezeului lor. They both worship the God that controls the sea. Pentru că ambele grupuri se închină Dumnezeului and what care they're controlează marea. When they're committing themselves to the sea is not just saying we know how the sea works. They're saying we will trust ourselves that God who controls the sea will guide and protect us. Uh, și când se lasă în voia mării, practic ei spun că noi ne lăsăm în mâna Dumnezeului care controlează Maria și avem încredere că El ne va proteja. Parabolically, din punct de vedere parabolic al unei parabole, 276 people Toți cei, cei 276 de oameni din corabie făceau acest lucru, se rugau la Dumnezeul lor. To the God god who controls the sea whose, de, whose fate is in god's destiny uh, -pun in care controlează Maria. remember paul's already said told them before that the god of the sea his god has told him that no one will die știți că Pavel le-a spus deja mai devreme că Dumnezeul mării, Dumnezeul său, i-a spus că niciunul din ei nu va muri. people. Și uitați, în versetul 35, el s-a rugat pentru toți cei 200, 376 de oameni din so corabie. This, I'll call them the second group, are wavering in their faith. Și vedem că cel de-al doilea grup cumva uh, se îndoiesc în Because they accept credința rucă. Pentru că ei acceptă acea băciune. And they all eat. Și cumva se bucură toți și mănâncă. But in verse 40. They've all committed themselves to the gods that they worship. In 40, cu se, se predau, practic, and then, if you go through the rest of China, the chapter 41 to 44, când 41, 44, you find that they all escape, as it says in verse 44 they escaped all safe to land. Uh, aflăm că cu toții scapă cu viață, așa cum scrie în versetul 44, au ajuns cu toții tefer pe uscat. So, we know that a change happens. Știm că se petrece from o schimbare care loc o schimbare. Verse 35. De la versetul 35, to verse 40 până la versetul 40. And I'm going to say.

revert back to worshiping their own God. Dar apoi fiecare, în dreptul lui, se întoarce să se închine la propriul Dumnezeu. They commit themselves to their God of the sea. Și apoi se predau, își predau viața în mâna Dumnezeului Mării. They all arrive safely. Uh, ajung cu toții pe țărm în siguranță. And what do they do now when they're on the beach, verse 1? și apoi ce fac când ajung pe plajă din versetul 1? Fac ceea ce facem cu toții. When you're in a difficult situation, you follow the crowd. Când ești într-o situație dificilă, mergi după mulțime. Fast brain, you panic. Când vine vorba de rugăciune, te panichezi. And then When you come to your senses, you revert back to your old habits, to your slow brain. Și apoi când scap de primej, te întoci la vechile obiceiuri, la creierul lent. But by the time they get to the beach, verse 1. În momentul în care ajung pe plajă, versetul 1, They all 1, go to their established gods. Fiecare se întoarce la Dumnezeul. Uh, the normal, normal worship style stabilit, să se închide în mod normal, să se închide cum so, se închineau în mod obișnuit. I want us to consider that. As we study the God of the sea. Pe măsură ce studiem despre Dumnezeul mărim, how people relate to God in times of crisis and in times of safety. Or relief. Cum se raportează oamenii la Dumnezeu în timp de criză sau un timp de siguranță după ce scapă? And what these things mean to us. Și ce înseamnă aceste lucruri pentru noi? So, I just want to close with a passage from the Spirit of Prophecy. Vreau doar să închei cu un pasaj din Spiritul profetic. And then we'll close the study. I'll so I'll post this on the Zoom forum because it may not be a because it may not be available in your various languages. I'll put it on Zoom it's a ca quote. Um, let me see if I can get the title. Yeah, it's called Sketches from the Life of Paul. Cartează că am ascuțit din viața lui Pavel. Uh, the coding is LP, Life of Paul. La prescurtarea este LP de la life, Viața lui Pavel. It's page 270. Pagina 270. When the roll was called, not one was missing. Când s-a făcut apelul, nu lipsea niciunul.

Aproape 300 de suflete marinari, soldați, pasageri și prizonieri. Stood that stormy November morning upon the shore of the island of, it says Melita there, but it's Malta, that's what we call it today. Se afleau în acea dimineață furtunoasă de noiembrie pe țărmul insulei Malta. Aici scrie Melita, dar e Malta. So she gives the literal number And the literal makeup of that number. She uh, numarul literal. No one remind us that when she we look at the story, rotugit. we look at none of their real roles in life. We just look at the number, nearly 300, 276. Noi când ne uităm la ei, ne uităm la numărul lor, aproape 300 de suflete. There were some that joined with Paul and his, it says brethren, but the people who were with him, his companions, in giving thanks to God. A fost unii care s-au alăturat lui Pavel și fraților săi, sau Which God? Cu el lui the God who had preserved their lives. Dumnezeul the God care le -a viața. of the sea. Dumnezeul and Mării. had brought them safe to land through the perils of the great deep. The great deep means the sea. Care le și îi în pe țărm. Now, you all know that what you're able to do from a statement like this Stim cu toții că ce chiar ce poți face dintr astfel de uh, afirmație when it says 300 este că atunci când spune when it says 300 ei când spune că Pavel și să săi those three with some others se deci spune că aceia trei pave și camarazi plus încă alți. Pray to the true God of the sea. Se roagă la adevăratul Dumnezeu al mării. In summary, rezumat, some of the 300 are praying to the true God of the sea. Asta se spune că de fapt unii din cei 300 se roagă la adevăratul Dumnezeu al mării. So therefore you can juxtapose the following argument, the following logic. Prin There's one group that is doing that activity. Că dacă este un grup care face acea activitate, there's the other group that are doing the same activity, but there's a difference. Este un al doilea grup care face aceeași activitate, însă există o diferență. Same prayer. Spun aceeași rugăciune. Same kingdom. Este vorba de aceeași stăpânire. Same thanks. Spun mulțumesc. But the difference is, it's a different God. Însă diferența e că e vorba de un Dumnezeu diferit. And so this story, Așa că această istorie, the story of Acts 27, Istoria din fapte 27. Besides all of what has been taught to us. Pe lângă tot through ceea ce the studies of Elder Tess, Pe lângă tot ceea ce am învățat despre fapte 27 din studiile lui Elder Tess. The story of institutions of boats, instituțiilor și a corabilor. We know that it's also a story about gods. Avem de asemenea și o istorie despre Dumnezei, despre doi, do Gods doi Dumnezei. The same. Dumnezei care arată și par să fie la fel. Who have the same job function. Au aceeași funcție, au aceeași treabă. Who are rulers over the same territory. Și stăpânesc asupra aceluiași uh, teritoriu, asupra mării. Rulers over the sea da, stăpânesc asupra mării. Și cred că sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța din această idee. But not today. Dar nu azi. So, willing, we may this in, in the Cu voia lui Dumnezeu vom explora mai mult această idee cândva în viitor. Let's close with prayer. Să cu Holy God, we thank you. Sfânt, îți As we consider this story of two groups, my hope and my prayer. sperăm și ne rugăm că ca să ne facă să ne simțim uh, inconfortabil, să ne deranjeze, să ne simțim uh, agitați. We know that the priest in that story pentru că știm că preoții din acea istorie worships the true God, you. Se închină Dumnezeului adevărat, ție. Dar noi știm că în realitate. Într-o altă istorie care vorbește despre sfârșitul lumii. Sunt două categorii. Două categorii de închinători. Două tipuri de închinători. To worship the God. Care ambele pretind că se închină Dumnezeul lui adevărat. The real God. Dar And Dumnezeul therefore adevărat. we should be careful. Prin urmare, ar trebui să avem grijă. Lest this story teaches us something about ourselves. Pentru că această istorie ne învață ceva despre noi. That we might be found even if we don't realize it a noi am putea să ne aflăm într-o poziție fără ca măcar să ne dăm seama. Acum la sfârșitul lumii. As we the Sunday Law, Pe măsură ce ne apropiem de legea duminicală. S-ar putea să ne aflăm în poziția că ne închinăm Dumnezeului greșit. scared Mulți dintre noi suntem by the prophetic events that were all around us. Suntem sprijiați de evenimentele profetice care se întâmplă peste tot în jurul nostru. Let us not be like that other group. Fie ca să nu fim ca acel grup care se simte bine. Come to a place of relative safety. Și când ajungem la acest punct de We go back to our old habits. Când ajungem la un punct de oarecare siguranță, să mergem înapoi la vechile obiceiuri. to worshiping our old gods. Să ne întoarcem și să ne închinăm din nou la vechiul nostru Dumnezeu. Salvează-ne de la această soartă de la aceasta. Te rugăm în numele lui Isus. Amen. Amen. I want to thank everybody for joining me today. Vreau să mulțumesc tuturor care s-au alăturat azi. I wish you all the blessing. Vă doresc toate binecuvântările. Thank you. Vă mulțumesc.